som jag släppte in i korsör. Harul și pacea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți și în noul an în care am intrat. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de a fi împreună într-un scop nobil. Eu vă mulțumesc pentru invitație și să știți că e foarte bine acasă. Mă bucur să fim aici și de această dată. N-aș vrea să facem o analiză a anului care a trecut, dar putem spune că Dumnezeu a fost bun cu noi. Putem spune că la El am găsit totdeauna refugiu, har, înțelegere și ne exprimăm încrederea că și noul an harul Său ne va fi dat pentru orice timp de nevoie. Vreau să vă mărturisesc ceva ce simt eu, nu numai eu, cred că și voi. Nu pot să fiu un copil al lui Dumnezeu și să nu fii copleșit, cucerit, încântat de caracterul sublim al lui Dumnezeu. Nu poți să nu fii mișcat în toate ungherile ființei tale de sacrificiul suprem al Domnului nostru pe Golgota. Și dacă ne gândim în acest fel, întrebarea pe care eu mi-o pun este următoarea. Oare cum mi-aș putea eu exprima recunoștința și admirația pentru ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Și am ajuns la următoarea concluzie. Cred că ne putem manifesta recunoștința pentru harul felurit al lui Dumnezeu, mărturisindu-l prin cuvânt și faptă și să fim mai buni cu toți oamenii. În ideea aceasta aș vrea să urmărim un pasaj din Scriptură. El se află în scrisoarea către Efeseni, capitolul 1, și citim de la versetul 3 până la versetul 12. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați, prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său.
pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea Celuia care face toate, după sfatul voii sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Acesta este pasajul. Evident că o să ne scape foarte multe lucruri. Însă vă propun să reflectăm împreună la câteva aspecte din aceste versete. Apostolul Pavel înțelege planul lui Dumnezeu. Și el ne spune că planul acesta are scopuri foarte nobile, foarte mărețe. Unul dintre aceste scopuri este alegerea unei familii a lui Dumnezeu într-un timp specific. Era creștină. Și că harul său va continua să fie manifestat și la împlinirea vremilor, pentru ca prin Hristos centrul planului divin să unească, să aducă în armonie toate lucrurile. Când apostolul înțelege aceste lucruri fundamentale din planul veacurilor, el spune aceste cuvinte din versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu. Spuneam la început că nu poți înțelege Scriptura într-o măsură în care e posibil și să nu-L binecuvintezi pe Dumnezeu, să nu-L preamărești pe Dumnezeu, să nu te pleci în fața gloriei Lui și a măreției Lui. Și eu cred că această preocupare de a-L glorifica pe Dumnezeu, de a vorbi despre măreția și frumusețea atâta caracterului, ființa Lui, cât și a obiectivelor din planul de mântuire, nu poți să nu spui împreună cu oamenii lui Dumnezeu ce mare ești, ce vrednic ești de laudă. Amintiți-vă, spre exemplu, în Psalmul 34, versetul 1, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Și lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Îmi place să subliniez în orice vreme, întotdeauna,
Și încă un pasaj care vine să ne arate acest lucru este în Psalmul 70, versetul 4. Toți cei ce te caută să se veselească și să se bucure în tine. Da. Cunoscându-L pe Dumnezeu, căutându-L pe Dumnezeu, aflând cine este Dumnezeu, ne veselim, ne bucurăm. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Să zică când le merge bine, neîncetat, preamărit să fie Dumnezeu. Iată un alt pasaj care vreau să-l remarcăm. Se află în Psalmul 36 și versetul de la 7. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale. Se satură de belșug. Da, Dumnezeu este bogat. Depozitul lui de har este inepuizabil. Și urmăriți partea a doua. Și adăpi din șuvoiul desfătărilor tale. Cum este numit acest râu care ne înveselește, ne reîmprospătează? Șuvoiul desfătărilor. Ceva foarte imens, foarte puternic. Căci la tine este izvorul vieții, prin lumina ta vedem lumina. În concluzie, oamenii lui Dumnezeu, din orice vreme, au binecuvântat pe Dumnezeu. Îl binecuvintează îngerii în ceruri, numărul lor imens, îi cântă laude. Amintiți-vă în profeția lui Isaia, capitolul 6, unde profetul vede slava lui Dumnezeu și unde vede și aude pe serafimi spunând: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Iată, dragii mei, că și tu și eu ni s-a oferit o ocazie imensă de a ne alătura celor ce-L binecuvintează pe Dumnezeu. Acelora care, prin lumina Lui, ei văd lumina, sau o altă traducere, în lumina Lui vedem lumină. Și numai acolo este lumină, în lumina Lui. În rest, este întuneric pe acest pământ. Revenind la Efeseni, capitolul 1. Deci, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări. Vreau să exprim ceva aici. Noi nu-L putem binecuvânta pe Dumnezeu dacă
nu ne-a binecuvântat El mai întâi. Privind la El, iubirea Lui a născut în noi iubire. Bunătatea Lui a născut în noi bunătate. Caracterul Lui minunat dezvoltă, nobilează caracterul nostru. Adică, ceea ce noi oferim nu originează în ființa noastră, ci este de la El. E un circuit. Noi primim de la El și putem să răspândim, să dăm mai departe. Dar izvorul, sursa, este El. Ne-ai binecuvântat și noi te binecuvântăm. Nu noi L-am iubit mai întâi, ci El ne-a iubit întâi. Noi răspundem acestei iubiri. Versetul 4. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Înainte de întemeierea lumii. Nu știm exact momentul, dar Cel Preanalt, care are preștiința, intuiția, în aranjamentul Lui, în planul Lui veșnic, a hotărât să aibă o familie. O familie de fii și fiice. Și aceștia trebuiau să-i semene Lui. Copiii seamănă cu părinții lor. Familia aceasta lui Dumnezeu, cunoscută și predestinată ca și familie, ne spune aici să fim sfinți și fără prihană. Aici este marea problemă. Pentru că atunci când ne uităm în Scriptură, atunci când ascultăm, citim cuvintele Domnului Iisus, nu poți să nu observi contrastul dintre ceea ce spune Hristos și ceea ce sunt eu ca ființă decăzută. Și mă întreb cum e posibil ca eu să mă ridic la cerințe, la standardul divin. Spuneam că atunci când privești la ceea ce spune Fiul lui Dumnezeu, te pune pe gânduri. Iată câteva cuvinte. Ne este cunoscută predica Domnului Iisus de pe munte. Vreau câteva spicuiri de aici în grabă să iau, să ne gândim. E vorba de capitolul 5, 6, 7, toate sunt părți din această predică, lecții de mare profunzime. Versetul 3. Ferice de cei săraci în duh. În mintea mea, lucrul acesta nu pot să-l înțeleg prea bine. Adică să fii sărac și fericit nu prea merge. Da, bogații. Versetul 4. Ferice de cei ce plâng. Iară nu încape în mintea mea. A plânge înseamnă că ai probleme. Fiul lui Dumnezeu spune că e fericit cel ce plânge. Trebuie să mă gândesc cum e posibil. Nu e ceva ce corespunde gândirii naturale a unui om oarecare. E
exact invers. Și de aceea îmi dă de gândit. Versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina dreptății. Or fi fericiți cei care au autoritate și prigonesc, dar nu cei prigoniți. Și încă Domnul mai spune, bucurați-vă și veseliți-vă. Adică să fii prigonit, să fii închis și poate bătut și pălmuit și totuși să te bucuri, să te veselești, e greu de înțeles. Întorc pagina și citesc versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. E extraordinar. E culmea a ceea ce, nu știu, putem să încercăm să pătrundem. De fapt, este culmea învățăturilor Domnului Iisus Hristos. Păi când eu citesc că așa trebuie să fie Fiul lui Dumnezeu, această familie proiectată în planul lui să fie sfinți și fără prihană, întorc pagina și citesc capitolul 7 cu 12. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta e cuprinsă legea și prorocii. Nu ne dau de gândit? Nu observăm că acestea sunt exact opuse cu ceea ce eu, ca om, aș putea să înțeleg, să practic? Așa este. Și atunci mă întreb, cum este posibil, Doamne, ca eu să înțeleg, să practic aceste cerințe ale Tale? Ei, problema este că Dumnezeu ne-a dat nu doar Scriptura. Uite, tu vrei să fii copilul meu? Te întreabă Domnul, da. Ia-te rog cartea aceasta. Aici tu vei găsi cum sunt copiii mei, cum gândesc, cum trăiesc copiii mei. Totuși, Doamne, eu nu pot să înțeleg. Îți dau și un model. Uită-te la Hristos. Ai două lucruri înainte. Ai cuvântul scris și ai cuvântul viu pe Hristos. De fapt, tot ceea ce ne cere nouă Dumnezeu acestei familii de oameni sfinți și fără prihană, vedem în Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și doar prin El se poate intra în familia lui Dumnezeu, doar prin El ne putem păstra în această familie, doar prin El putem ajunge vreodată la viață veșnică. Am citit un verset și vreau să ne uităm împreună la el. El se află în Roman, capitolul este 5. Se pare că nu l-am văzut în această frumusețe decât în ultimul timp, aș putea spune. Versetul 10. Căci dacă atunci când erați vrăjmași, ați fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Deci împăcarea cu Dumnezeu este prin moartea Fiului Său.
Hristos a plătit vina mea, acceptându-L pe El ca Mântuitor, am privilegiul împăcării cu Dumnezeu. Și acum mai departe. Cu mult mai mult acum, când sunteți împăcați cu El, vom fi mântuiți prin moartea Lui, prin viața Lui. Observați, nu suntem mântuiți prin moartea Lui. Moartea Lui ne aduce la o relație de împăcare cu Dumnezeu. Putem spune de Fiul al lui Dumnezeu, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, Roman 5:1. Dar vom fi mântuiți prin viața Lui. Ce este asta? E întrebarea pentru mine, dragii mei. Ce este aceasta? Dacă viața Lui nu devine și viața mea, dacă principiile Lui nu devin principiile mele, dacă scopul Lui nu devine scopul meu, dacă preocuparea Lui de a face voia lui Dumnezeu nu devine preocuparea mea, atunci eu nu pot ajunge în posesia făgăduințelor lui Dumnezeu. Nu credința mă mântuie pe mine, ci credința în Hristos. O credință care nu se ține de Hristos, ea nu poate avea un final glorios. Și dați-mi voie să citesc câteva versete în acest sens. Iată ce spune în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul ar fi de la 7. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut. Ce comoară purtăm în vase de lut? Este comoara adevărului. Este comoara Evangheliei. Dar, când vorbim de anumite daruri, cuvântul, Evanghelia, adevărul, speranța, etc., ele își capătă însemnătatea și valoarea când nu doar darul este cel ce clocotește în lăuntrul nostru, ci Dătătorul, Hristos. Comoara principală pentru un creștin este Hristos. Dacă Hristos este comoara, ai și adevărul, ai și lumina, ai și Evanghelia, ai și harul. Dar ai putea avea părți din acestea să lipsească binefăcătorul. Și atunci lucrurile capătă un alt sens. Iată, o să revenim aici, dar în ceea ce privește comoara vreau să vă amintesc un verset care de multe ori l-am amintit eu, este Coloseni 2. Partea a doua din versetul 2, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. E nevoie să-L avem pe Hristos ca să avem comoara de înțelepciune și știință. Și revenind la 2 Corinteni, capitolul 4, spune mai departe, pentru că această putere nemaipomenită
să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Care puterea? Puterea de a pătrunde în această comoară tainică a lui Dumnezeu nu este iscusința noastră, ci este puterea lui Dumnezeu. Dar în versetul 10 purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus Hristos. Pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Observați, viața lui să se arate în trupul nostru. Vom fi mântuiți prin viața lui. Viața lui trebuie să se reoglindească în viața noastră. Căci noi cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru muritor. Astfel că în voi lucrează moartea, iar în noi viața. Astfel că în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Deci Apostolul Pavel era o epistolă vie. El era deplin credincios angajamentului lui. Fie că acest angajament și legământ îl conducea în suferințe, în încercări, în bătăi, în pericole, lucra moartea, lucra încercările grele, iar cei care îl vedeau pe el ca un exemplu de credincioșie, de zel, de răbdare, în ei lucra viața. Era un stimulent pentru ei. Deci, revenind la Efeseni, capitolul 1, aș vrea să urmărim mai departe. Deci, familia aceasta lui Dumnezeu, de sfinți, fără prihană, așa, trebuie să privească la model, la Hristos. Și acum vreau să ne mai gândim la ceva. Deci avem planul minunat al lui Dumnezeu, avem pe Hristos ca centrul și temelia acestui plan, avem această familie a lui Dumnezeu de oameni sfinți, dar dacă totul s-ar rezuma aici și acum, poate că am fi, cum spune Apostolul Pavel, cei mai nenorociți dintre oameni. Care e scopul lui Dumnezeu cu această familie? Și acum să privim versetul 11. În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale. Când mă gândesc la această familie, de unde este luată, care este procesul de maturitate, de pregătirea lor, când mă gândesc la moștenirea care Dumnezeu a decis să o acorde acestei familii, dacă îmi pun întrebarea, Doamne, de ce faci Tu toate acestea? Nu prea am un răspuns foarte clar, dar mă uit aici și citesc, în versetul 5, partea a doua, după buna plăcere a voii sale. Așa vrea Dumnezeu. Așa vrea El ca din familia aceasta ruinată, căzută în păcat, prin harul Lui să ducă foarte sus, comoștenitor cu Hristos pe unii din fiii oamenilor. Este buna Lui plăcere.
Și eu admir când înțeleg felul în care lucrează Dumnezeu. Admir eu și admirați, cred că și voi. Și înainte de a vorbi puțin de această moștenire, haideți să privim un alt pasaj prin care Apostolul Pavel își arată uimirea lui pentru ceea ce face Dumnezeu. Efeseni, capitolul 3, citim de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul dinăuntru, așa încât Hristos să locuiască în inimile voastre prin credință, pentru că având rădăcina și temelia pusă în dragoste, să puteți pricepe împreună cu toți sfinții care este lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea. Mă întreb, ce ar putea să însemne acestea? Lungime, lățime, adâncime și înălțime. Este vorba de harul lui Dumnezeu. Cum acest har are lungime? Ce lungime are harul lui Dumnezeu? Putem noi să-l măsurăm? Cu ce l-am putea măsura? Cu nimic. Lungimea lui este din veșnicie în veșnicie. Nu poate fi măsurat. Care-i lățimea acestui har? Îi cuprinde pe toți, chiar și pe dușmani. E foarte lat. Oricine vrea să-l accepte, e bine primit de Dumnezeu. Dar cum este adânc harul acesta? Mă uit de unde ne-a scos. Din ce adâncime, în ce groapă eram. Și acolo s-a coborât harul lui Dumnezeu. Hristos a venit de sus, din glorie, aici, pentru noi. Și cât a suferit. Până aici s-a coborât și ne-a întins mâna salvatoare. Dar cum este înalt harul acesta? Păi ne scoate de acolo și ne duce, ne ridică până acolo sus, la El, dacă vom fi credincioși. Este lung, este lat, este adânc, este înalt. Da, așa a simțit Apostolul Pavel. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoștință. Cum întrece orice cunoștință această dragoste? Nu știu. Ceea ce știu eu este că eu nu pot exprima îndeajuns. Eu n-am cuvinte, n-am capacitate să vorbesc de profunzimea acestei dragoste a lui Hristos. Ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vedeți familia aceasta? Trebuie să fie plină. De tot ce-i plin Dumnezeu, iară văd un contrast uimitor. Păi, dragostea oferă. Egoismul
vrea să primească, nu știe să ofere. Dragostea dă, egoismul primește totdeauna pentru sine cei mai buni. Dragostea aceasta slujește până acolo încât spală picioarele. Eu, natura mea, îmi place să fiu slujit. Vedeți diferența. Această dragoste îi fericită să fericească. Pe când eu, egoistul de mine, vreau eu să fiu fericit. Dragostea se smerește, euul din noi vrea totdeauna să se ridice. Și acum îmi spune mie aici Dumnezeu, tu trebuie să fii plin, nu de sine, ci de toată plinătatea lui Dumnezeu. Asta este o luptă crâncenă până la moarte cu sinele. În lupta aceasta cu sinele, în final, va exista un biruitor. Euul sau Hristos în voi? Cine va câștiga? Aceluia căruia te preocupi, îl hrănești, îi dai prioritate. Dacă noi ne preocupăm de noua creație în lăuntrul nostru, aceasta poate să iasă biruitoare. Dar învingerea euului înseamnă moartea noastră veșnică. De aceea ne dorim să fim plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Și întorcându-mă puțin în Efeseni, apostolul ne spune ceva important în versetul 10, vorbind de planul lui Dumnezeu, să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor. Planul lui Dumnezeu are un obiectiv generos pentru neamul omenesc, dar când? La administrația împlinirii vremilor, la timpul hotărât de Dumnezeu, atunci în Hristos vor fi unite toate lucrurile cele din ceruri și cele de pe pământ. Cât de fericiți trebuie să fim că putem vedea în Scriptură că într-o zi Hristos va domni de plin pe acest pământ. Familia lui de astăzi care se alege, iată cu el în lucrarea grandioasă a viitorului. Cel ce va birui, va stăpâni peste neamuri. Și în această domnie binecuvântată, omenirea aceasta va ajunge în final din nou în armonie cu Dumnezeu. Ce plan minunat are Dumnezeu! Atunci când înțelegem chemarea prezentă, gloria rezervată biruitorilor pe scaun împreună cu Hristos în domnia Lui glorioasă, atunci când înțelegem lucrarea restabilirii tuturor lucrurilor care aparține împărăției lui Dumnezeu, nu vom spune oare și noi? Binecuvântat să fie Dumnezeu, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale. Israel avea binecuvântări pământești,
Israelul spiritual are binecuvântări spirituale, comori spirituale, imateriale, nepipăibile, văzute, apreciate doar prin ochiul credinței, în locurile cerești în Hristos. Fraților, cam acestea ar fi gândurile care am vrut să le împărtășesc cu voi. Repet ceea ce spuneam la început, când înțelegem caracterul lui Dumnezeu, reoglindit în planul lui de mântuire, centrat în Fiul Său prea iubit, nu putem decât ca noi să ne întrebăm oare cum putem să ne manifestăm recunoștința și aprecierea pentru harul felurit al lui Dumnezeu. Cum să-L mărturisim prin cuvânt și faptă? Și doi, să fim buni cu toți oamenii, în special cu cei de o credință. Domnul să ne ajute. Amin.